Părintele Dimitrie Bejan s-a numărat printre puținele persoane care au supraviețuit lagărului sovietic, întorcându-se în țară după 6 ani de temniță grea în anul 1948. Este închis până în 1964, iar până în anul 1989 are domiciliul forțat și este supravegheat permanent. În memoria părintelui, la Hârlău, județul Iași, a avut loc ieri un simpozion. Simpozionul Preot Dimitrie Bejan a avut loc la parohia Sfântul Vasile cel Mare din Hârlău. Evenimentul a început cu slujba parastasului oficiată de un sobor de preoți la mormântul preotului mărturisitor. În continuare la așezământul social-pastoral al parohiei, invitații au prezentat referate legate de tema rugăciunea în închisorile comuniste. Am proces să organizăm simpozionul în 15-a ediție cu tema rugăciunea în închisorile comuniste. Din cei care au luat cuvântul la acest simpozion, a făcut întâi deschiderea părintele protopop Victor Puslaru, după care au ținut comunicări părintele stareț Hariton de la mănăstirea Petru Vodă, părintele Bogus Gheorghe de la Sinești, părintele Milo Jog, părintele Vlădeanu de la Războieni, nepoata părintele doamna Cornelia, doamna Cristina Chirvase de la București și alți vorbitori care au subliniat necesitatea rugăciunii în vremurile noastre de libertate, dar comparând cu cei care au trecut prin închisori, fiind înfometați, fiind chinuiți și supuși la foarte multe suplicii, au rezistat, că au avut ca ajutor rugăciunea. Preotul Dimitrie Bejan a trecut la Domnul în data de 21 septembrie 1995, fiind autorul mai multor cărți în care relatează ororile închisorilor comuniste și mărturisește ajutorul permanent al lui Dumnezeu.